această serie de evenimente ne propunem să asigurăm o platformă de dialog direct pentru cetățeni cu membrii ai Parlamentului European. Acest eveniment este dedicat tuturor cetățenilor care sunt interesați de ce anume se întâmplă la Bruxelles. Care sunt planurile dumneavoastră? Ce sperați să realizați în perioada următoare? În calitate de europarlamentar, poți construi, de fapt, niște proiecte care să îmbunătățească viața oamenilor. V-aș întreba dacă dumneavoastră îi auziți pe elevii noștri acolo la Bruxelles. Am împins, de fapt, prin întreaga mea activitate această agendă legată de copii și tineri de noua generație. Pentru noi este extrem de important să ne asigurăm că nu este nimeni lăsat în urmă, că am reușit în negocierile pentru bugetul pe anul viitor să avem creșteri semnificative, de exemplu 35 de milioane de euro suplimentar pentru zona de Erasmus, că nu e suficient doar să vorbim despre tineri, trebuie să și facem ceva concret pentru ei. Nu trebuie să mai vedem cheltuielile referitoare la tineret sau la tineri ca niște cheltuieli bugetare, ci ca o investiție în viitor care aduce niște randamente importante pentru societate. Avem nevoie de investiții, că vorbim de investiții în sănătate, investiții în educație, în mediul rural. Aș fi tare interesată să știu care sunt subiectele în care dânsul vede interes. Planul Național de Redresare și Reziliență. Cele două mari teme care sunt dezbătute în Parlamentul European și au o extraordinară influență asupra României sunt cele legate de energie, politicile energetice, oportunitățile de finanțare și, evident, cele din domeniul sănătății. Eu sunt autorul a două amendamente împreună cu mai mulți colegi care au susținut acest demers. Alocarea minim 10% din planul de redresare pentru educație și a 2% pentru zona de industrii culturale și creative. Am împins foarte tare ideea ca răspunsul Uniunii Europene la pandemie să nu fie bazat pe austeritate, cum a fost la criza precedentă financiară 2007-2008, și pe solidaritate. Este extrem de important ca banii să fie folosiți eficient. Și ar da Uniunii Europene capacitatea să intervină acolo unde cetățenii simt nevoia ca Uniunea Europeană să poată să vină cu soluții. Pandemia a arătat cât de important este să existe o posibilitate a unor acțiuni comune. Putem să avem o discuție constructivă și nevoile noastre sunt auzite de către reprezentanții pe care îi avem în forurile europene. Cred că este foarte, foarte important în a face ceva pentru viitorul Europei și pentru viitorul cetățenilor, de fapt, din Uniunea Europeană. Nu ar trebui să existe nicio barieră între aleși și cei care sunt în societate. Vă mulțumim dumneavoastră, celor de la Parlamentul European, că ne dați această ocazie de a interacționa chiar și online, în condițiile în care cu toții avem nevoie de tot ce înseamnă conexiune și ideea de a fi împreună în UE.